Aceste locuri binecuvântate la Mănăstirea Paltin, acolo unde umbra părintelui Iustin veghează asupra destinelor viețuitorilor de aici, astăzi, în ziua de 16 octombrie, niște oameni adunați din toată țara au venit să ajute, să ajute cu bucurie, să ajute cu dragoste, să ia din spiritul părintelui Iustin și să-l ducă mai departe. Acești oameni arată, simt și vor ca toată lumea să simtă la fel, românește. Am venit pe tărâmurile Neamțului, adunați la apelul făcut de domnul Călin Georgescu cu această frumoasă idee care se numește Pământul Strămoșesc și prin care încercăm să ridicăm din nou demnitatea românului, încercăm să arătăm că prin resurse puține materiale, dar prin brațul nostru putem face o Românie așa cum a fost odată. Am venit într-o clacă strămoșească la Mănăstirea Paltin Petru Vodă, unde este un azil de bătrâni, un azil spital. Ne-am strâns cu toții din toate zonele țării, de la Maramureș până la Constanța, suntem veniți pe toată diagonala țării și ne-am adunat să le tăiem lemnele într-o atmosferă de mare bucurie. Este o muncă intensă, dar e o muncă intensă care te bucură. Sunt între noi farmaciști, ingineri, doctori, polițiști, militari, toate categoriile sociale. Copiii sunt la laboratorul de plante medicinale, laboratorul mănăstirii și ajută acolo la îmbutelierea substanțelor, la lipirea etichetelor. Bărbații sunt aici la lemne, o altă parte dintre bărbați sunt jos la drumul mănăstirii, unde am făcut acum un an și ceva un gard și acum îl tencuiesc și îl plachează cu piatră. Femeile sunt la bucătărie și pregătesc cele necesare pentru iarnă, pentru bătrâni. Fiecare este avid să împlinească cât mai mult în zilele acestea. Nu se poate ca și eu, dacă mi-a dat Dumnezeu două brațe sănătoase, să nu fac ceva pentru neamul meu. Și eu cred că asta este salvarea României, cu a face hambare pentru micii producători. Noi trebuie să avem grijă unii de ceilalți. Dacă vom avea grijă unii de ceilalți, cum a venit domnul Călin Georgescu cu ideea asta, eu zic că țara va fi salvată. Nu ne interesează ce fac ăștia la conducere, pentru că dacă țara e sănătoasă jos, de aici de jos se vor ridica conducătorii aceia buni. Pe tărâmul părintelui Iustin, duhovnicul neamului, care totdeauna ne-a îndemnat spre unitate. Eu sunt convins că mulți dintre românii care au Duhul Părintelui și un Duh românesc autentic vor fi cei care îl vor urma. Contează unitatea într-o acțiune. Mesajul pe care l-ați văzut fiecare la domnul Călin Georgescu era de a pune mâna la refacerea neamului nostru. Până când vom rămâne așa de lături, nu este bine. Îndemnul de a ne implica trebuie să răsune în sufletele fiecăruia. Să ne gândim și atunci când înăuntru nostru conștiința ne spune, să împlinim. Și dacă domnul Călin Georgescu ne-a ridicat acest steag, clar că trebuie să-l urmăm. România nu se poate reface cu ambiții politice, ci doar cu dragoste de țară, așa cum au făcut marii noștri înaintași. Iubirea de neam și apărarea drepturilor sfinte se face doar prin muncă, conștiință și exemplu personal. Vom dezvolta brezle și meșteșuguri. Vom repara școli, cămine culturale, podețe. Vom ridica sere, hambare, centre de colectare a produselor locale. Vom ajuta mănăstirile, gospodările nevoiașe, astfel încât oamenii comunităților locale să poată genera bunăstare pentru ei și pentru întreaga țară. Vă invităm, nu doar ca simpatizanți, ci ca participanți direct la renașterea acestei țări. Dumnezeu să binecuvânteze România!